Mă numesc Bogdan Băițan, am 37 de ani, sunt din Satu Mare, sunt soldat specialist în armata americană, operator aruncător de grenade automat pe vehiculele Stryker. Acum am venit prima oară în România ca soldat în armata americană. Ei, mă simt mândru. Mândru să fiu înapoi, să mă întorc înapoi acasă și zilele astea am avut ocazia să interacționăm, să colaborăm cu soldații români și a fost un sentiment plăcut să vorbesc cu ei, să le răspund la multe întrebări ce le-au avut, ei să-mi răspundă la întrebările ce le-am avut eu legate de armata română. Ca soldat te bucuri să ai ocazia să vorbești cu un soldat dintr-o altă țară, dintr-o altă armată, să schimbi niște păreri. Diferența tehnică între echipamentele militare și americane și echipamentele militare ce le are armata română nu am constatat decât faptul că arată diferit, dar ambele își fac treaba. La urma urmei contează omul, contează soldatul. Dacă omul e pregătit și soldatul e pregătit, echipamentul personal cred că e mai puțin important. Prima oară când a venit un român la mine și mi-a vorbit în engleză, primul gând ce l-am avut a fost: ei, ce surpriză îi fac acum. Oamenii, soldații, civilii, primul lucru: ei, hi, how are you? Ei, bine, mersi, Bogdan, îmi pare bine. O perioadă am lucrat ca militar angajat pe bază de contract în armata României, aproximativ 4 ani de zile. Până a venit ordinul pe unitate de închidere și am fost disponibilizat. Iar după disponibilizare am mers și eu prin Europa, am mai căutat de lucru prin Franța, am lucrat o perioadă. După aproximativ 6 ani de zile am emigrat în Statele Unite ale Americii. Am ajuns în Statele Unite Americii în 2012. Am încercat să găsesc de lucru ca oricine care e plecat are nevoie de un loc de muncă. Am mai găsit niște locuri de muncă, dar nimica stabil și am decis să mă opresc la un recruiter să întreb, să iau mai multe informații despre armată, despre cum pot să mă înrolez. Acum, colegii, normal, odată ce ai un străin, toată lumea e curioasă să știe de unde e, de unde vine, cam cum ai ajuns în America, și erau impresionați când au auzit că sunt român. Wow, România, Transilvania, Dracula. Am colegi care deja sunt de mai mulți ani în armată, au avut ocazia să lucreze cu soldați români prin teatrele de operațiuni pe unde au mai fost și au o impresie foarte bună despre români. Familia mea e în România, am părinții în România, am mama, tata și îi vizitez cât pot de des. Acum, fiind într-o unitate militară în Germania, mi-e mult mai ușor să-i vizitez, să-i văd. Tot timpul au fost mândri de mine, dar am așa o impresie că după ce am intrat în armata americană au fost și mai mândri. Ei acum cred că ajung și pe acasă, dar le-am zis: mamă, tată, n-am cum să ajung acasă. Sigur nu vii, sigur n-ajung. Pe drum, în timpul convoiului, erau primitori, ne făceau cu mâna. E un sentiment plăcut să vezi că, de fapt, oamenii sunt încântați că tu ești aici. Iar eu, în schimb, fiind în uniformă americană și român, mă simțeam, mândru că, de fapt, românii sunt atât de primitori și de deschiși. Ei, acum eu le făceam în calitate de soldat american și de român. Acum, nici nu știu cum să explic. Da, eu consider ca soldat în armata americană că contribui la securitatea României.
Nu doar eu, oricare, fiecare soldat contribuie în felul lui la securitatea României, la securitatea aliaților. Am făcut niște poze pe timpul convoiului, am văzut niște peisaje frumoase și am rămas surprins, plăcut să văd locurile astea prin care, din păcate, n-am avut șansa, n-am avut ocazia să le vizitez înainte să plec din țară, dar sunt niște peisaje extraordinare în România, frumoase și mi-am luat niște poze amintire că, din păcate, repede nu cred că o să mai ajung prin locurile alea și să am o amintire de din România.